Ce facem atunci când dorințele noastre sunt mai mari decât puterea noastră financiară și alegem poate să ne cumpărăm o locuință cu 3 camere când în realitate ne permitem doar una cu 2 camere? Ce facem în acel moment când dorințele nu sunt aliniate la puterea noastră economică? Da, apare stresul. Da, asta este o posibilă situație concretă în care poate să apară stresul, pentru că e ceva ideal și ceva real. Da? Realitatea noastră pe care o trăim și idealul pe care ni l-am proiectat, acea fantezie despre cum arată casa noastră ideală. Și de cele mai multe ori aici apar cele mai multe situații când noi ne ducem în experiența pe care am primit-o și din partea familiei noastre, din partea familiei de origine, da? Deci transgenerațional cumva, ce am învățat noi despre a accepta sau a nu accepta atunci când e vorba de realitatea pe care o traversăm. Aș zice că, înainte de toate, e foarte important să putem să avem capacitatea să vedem care ne sunt resursele din momentul prezent. Și resursele pe care le avem din momentul prezent să ne ajute să vedem exact ce ne putem permite, apartamentul cu 2 camere sau cel de 3 camere.